faci, fata asta? Tătă ziua cu agricultura, tătă ziua cu grădina, tătă ziulica are treabă. Dar ce face acolo, domnișoară? Păi am mutat răsadurile, le-am prășit o leacă. A, ai dat drumul la vlog! Păi da, toată ziulica, vă, că faci treabă. Păi uite, lumea știe, n-ai fost prezentă. Ceapa mea iese. Mai greu, dar iese. Se vede. Răsadurile s-au prins toate. Vine, te risu un pic, am dat blagitii, dar... Sper să-l salvez. Că cum vezi, mi-am pus mănușa și l-am pligit pe lângă. Le-am și prășit, le-am pus apă. Că nu pot zona mea să mare, că nu-i soarele sus, că le îndurești pe tăti. Ai dreptate aici. Așa. Și acum am zis dacă tot ești aici, văd un pic și cu icoarele aia din urci, de acolo, că vin ele, din ei, nu știu. Dar întrebarea mea lui, de ce-s așa de ideș? Fiindcă i-o pus doar ca să vadă dacă se prind, dacă iesă. Că se puși din nucă. Ah. Și văd că au ieșit, sunt ok. La toamnă o să-i muti. Da. Da. Dar hai cu tupilă, n-ai curaj să pășești în grădină? Da, că ești tu acolo și faci toată treaba. Nu prea place, nu? Bun, haide să arătăm, să arăt la lumii. Trebușoara mea și te rog frumos, între timp, aici o sticlă de lapte pe masă acolo, să mi-o aduci. Da. Bine. Da. Acum? Da, acum beau lapte. Îmi trebuie, adu-mi-o, domnule, că-mi trebuie o leacă de lapte aici, toată sticla mi-o aduci. Da, ziceam. Deci, oameni buni, roșioarele mele arată cam așa. După cum vedeți, da, o să înflorească deja. Eu le-am mai rupt astea galbenii, frunzulițele de pe lângă, uite-și asta. El deja încep să semăneze, îi și ploaia de așa natură, cum mai și plouat aiurea. Și eu le rup, bum bum, le curăț. Ok, aia-i bunicică, dar totuși sunt mulțumită că avem floricele. Și asta-i ok. Și asta e ok, dă să-mi florească, și asta, și cu asta, deci, știu sau nu agricultură? Uite, și asta e un pic cam, d-am blagit, dar nu știu dacă s-o rup sau s-o lasă așa, poate să salvează. Nu, bun, nu. Vedea, ai venit, ai sosit, ardei. Ce ai făcut tu aici. Da, da, uite, eu de usturoi nu m-am atins, pentru că cineva a zis că vrea să prindă sămânță și da. Să nu mă ating el. Cu toate că vezi că se cam îngălbenește. Ai dreptate. Și nu știu ce-i de făcut cu el. Nu avem ce face. Păi dacă îngălbenește așa, ce facem? Îl scoatem din pământ? Nu, deocamdată nu. A, lăsăm așa? Îl lăsăm așa. Ok. Și aici vezi că mai este o groază de loc liber. Uite-a. O să punem niște fasole de aia pitică. Fasole pitică și mai putem pune... niște castraveți. Putem pune un rând așa, fâș, fâș, fâș. Ce mâncăm noi mai mult? Ce față am? Ce mâncăm noi mai mult? Ce mâncăm noi mai mult? Roșii, castraveți, ceapă este? Soli, verde, păstăi. Și ceapa, să știi că unde nu ies, nu-i vina mea. Mine o smus-o, eu unde am văzut-o că o scos-o, am mai pus-o la loc, dar după cum se vede... Dar eu cred că dă, uite, că dă să iasă, dă. Dar ce mititică -i. Ei, o să mâncăm ceapă verde la toamnă. O să... Vezi? O să încercăm ceva miercuri. Ce vrei să încerci? Vedem. Facem aici niște, și așa e terenul printre pomi. Ok. Facem un pic. Punem răsat de pepeni, să încercăm, niciodată n-am încercat pepeni. Și unde vrei să-l pui, așa? Da. Așa îl sameri, fără să prășești, fără nimic? Nu, e răsad. Prășim cât îi punem. A, aici zici? Printre copaci? Da. Încercăm. Uite, cu coană frunzăli. Mai dus în pădure, tra-la-la, și uite ce frunză pune. Dar fii atent, ce galbeni îs.
Tralala, zis, a? Aha. Am zis că m-ai dus tralala. Nu ești, am zis că m-ai dus tralala. Dar nu știu, uite ce e. Vezi? Da, dar ce coci, ce față am. Pe aici, pe acolo. Asta e semn de la natură. Da. Normal și vie ar trebui prășită, nu? Sau săpată, ce ar trebui făcută? Trebuia săpată, dar de acum dacă înflorește, nu mai putem face nimic. Dar struguri sunt? Sunt, e cei. Deocamdată. Hai că eu mai am treabă. Mă prinde noaptea. Deci până la urmă ce ai zis că pui ei? Vrei să punem aici fasole? Să punem niște cuiburi de fasole. Și castraveți, nu? Castraveți o să punem mărginuța aceea, așa, ca să facem un... Da. Un gard la ceapă. Să-i ridicăm în sus. Cu ce s-o legi? Fața de la chiloț. Hai, dă-o! Nu a mea! Nu am. Eu nu am așa ceva. Așa, dar stai așa cu ea. Nu stai? Nu stă? Bonii de tot. Bonii. Stai că trebuie să eliberez stropitoarea. Ai, și n-am luat pompa aceea. Tu-i mama ei de pompă. Ce frumos e și senin. Tu-tu. Și nu bate vântul. Când intru eu în grădină, nici vântul nu bate. Da. Da, s-ar fi venit dubii tale. Și cred că începe să bată vântul. Cred că... Dacă ai venit să mă controlez. Cred că-i fals. A. Pierdută. A? N-am înțeles. Stai, dar am oprit filmarea. Ce ai spus? Nu poți să faci nimic. Ai dreptate. Păi, vezi? Da. Dar să ai grijă de ficioraș, pot! Ai grijă de ficioraș! Pot! Acolo le-am nevoie de ajutor. Acolo nu e nevoie. Nu, acolo eu îl iubesc, eu îl bat, eu îl cert. Glumesc, nu! Dar am și o întrebare. Niște haragi de pus la roșii, de unde putem să-i luăm? De la grădina mea, din aia... Hai, dar du-te pentru câteva roșii trebuie haraj să cumperi de la grădina mea. Și unde mă duc? În lungă? În pădure de paraj? În pădure și îți faci haraj. Uite, mai sunt niște putregaiuri. Hai, bă, pun... La câte roșii ai tot, te duci. Păi și ce are? Dar îi cumpăr anul ăsta? Lasă, că la anul punem mai mult. Și serios, pun așa ceva acolo? Pun haraj de ăștia? Dar sunt mari! Dar tu cât vrei? De jumătate metru? Cât îi pun? De 2 metri? Lasă că nu de 2 metri! Ok, că se pot tăia, dar... Îți cât tine, când îi bagi în pământ. Și roșa unde se duci până sus? Da, nu? Bun! E să îmi termin eu deodată, nu cu șorii mei. Uite așa, frumos. Cic-cic! Da, ci că e o sămânță din nuci dusă de prin Germania. Dacă observați, sunt diferit. Doamna asta, eu lua ca 4 ani să obțin așa puieții ăștia. Vedem când o să-i scoată și o să-i pună în altă parte ce se întâmplă și ce nuci o să fie. Eu îi ud. Așa e că n-ai ce faci. Stai la bloc și te plictisești. Și când scăp la țară, mi-aduc aminte de când eram copiliță. Că făceam treabă. De dimineață până seara. Uite așa. Și ăsta. Trebuie să golesc stropitoarea. Că am nevoie de ea. Hai. Hai. Dar e grea. E grea. Mai am eu câte o buriană și pe aici prin ceapă, da? Încă o las. Ar trebui smulsă. Chir sau ce, Doamne iartă-mă ăsta, că nu mai știu cum se cheamă buriana asta, care înțeapă rău. N-am ce să prășesc la ceapă acum, chiar nu am. Pe aici, pe acolo. Unde e lipsă,
O papatomini. Pic, pic, pic. Așteptăm să iasă toată. Și după aia o să o prășesc. Într-adevăr, am pus-o cam rară. Dar măcar așa, de o poftă. Oricum, de cumpărat tot cumpărăm pe timp de iarnă. Dacă n-ar fi fost lucernă aici, la Vali, era bună. Grădina. Da, na, avem animăluțe și asta e viața. E mai importantă asta ca ceapa. Adică e mai scumpă. Dacă stai să o iei la un balot de lucernă, e cam scumpică. Un kil de ceapă undeva la 5 lei pe timp de iarnă. Nu? Am dreptate. Vorbesc singură. Ia să caut aia. Văd unde am pus-o, din la strofitoare. Că dacă eram deșteaptă și n-aveam capul la stele, îmi luam pompa, așa o să folosesc strofitoarea. Și vreau să văd dacă vă aduceți voi aminti vlogul care l-am făcut în Italia. Când am fost la doamna aia sus în deal și avea o groază de roșii, când am pornit viticultorul ăla, sau nu mai știu cum se cheamă. Și am întrebat-o, doamnă, dar cum vi-i păstrați așa ok, nu sunt mânati, nu sunt galbeni? Și mi-au spus secretul, le udă cu lapte. Și eu acum, ding, ding, mi-am adus aminte. Și o să aplic și eu metoda asta. Dar să vedem dacă pe bunii, poate trebuia lapte de la vacă natural. Dar n-am de unde, n-am nicio vacă sau mulc, ca și mulgiu. Pune o 10 kg într-o stropitoare de 10 kg un kg de lapte. Asta e, dacă n-am minte ce să fac, mă chinui așa. Ia să te văd eu ce faci acum. Bă, dar în stropitoare, băi. Aș încerc să pun. Va. Trebuia să iau pompa aia de acasă și n-am luat-o, că am plecat în fugă. Vai. Ei, lasă. Vai. Uite m-am făcut. Vai. Vai, dar tot al dau pe jos. Stai cu minti, stai cu minti. De ce? Ce vrei să faci? Că nu ți ajunge litru ăla de lapte la toate roșiile. Păi, dar n-am altfel cum. N-ai cum? De ce, în ce pun să-l strofim? Stai așa că ți-aduc eu, stai așa. Vezi ce pumni îți dau eu ție. Stai așa, că uite, ți-aduc eu acum. Ți-aduc eu acum. Că nici măcar atâta. N-ai luat pompa de acasă? Ești. Poftim. Vai, ce deșteaptă ești. N-ai un bătrân să-l cumperi. Vai, ce deșteaptă ești. Doamne, doamne. Da. Hai să te ajut. Lasă că fac eu. Hai să te ajut că îl dai pe jos. Îl dau pe jos. Stai. Nu pot, nu trebuie. Dar nu. Stai. Dar ține și tu stropitoarea ce e ca lumea. Ușor așa. Ame. Oh! Nu știu cum mulți vaca, dă vaca. Ho! Ileana. Ușor așa. Așa. Așa, ha. Da, până pui mâini. Au, m-a pișcat un țânțar. Nu a avut un zducă să-l... Unde te-a pișcat? A? Nu mai spun. Mi-e rușine. Hai că ți ajunge. Na, păi hotărăște-te. Ori mi-ajunge un kil de lapte, ori nu mi-ajunge. Ha. Adică mai rămas o leacă. Auleu, ce m-a pișcat. A. De frunte te-am pișcat. Așa. Vai, doamne. Așa, Ilenucă. Vai, da. Stai, dar ce, doamne. Ce idee genială ai avut. Fac treabă bună, oare?
Eu sau așa. Doamna ce e momințit? Încercăm. Ha, dă ca lumea. Dau! Și ce mă așa de mâine când vin să le găsăm uscate, cred că mor. Pui altele. Ai, pun altele. Dar n-are cum, că femeia aia avea prea frumos grădina, adică imposibil. Vinetele astea... Asta e cam gălbioară. Zici că nu reușesc să salvez? S-ar putea că da, rupe frunzile alea. Da, peste că e ce n-am. Apoi eu mai rămas doi. Las-o așa. De frumoasă, frumoasă. Mai da? Rămâne și lapte de băut. E, mai beau lapte? Acum? Dar chiar unde s-ar de-i mei? Nu s-au prins. A, nu! Unu, doi. Și vinete câte-ai luat? 4, 5. Și ai numai 4. Păi am acolo două firii. Aaaa. Mare agricultură ce ai tu. Hai de mine. Deci atunci să nu îndrăznești, să nu îndrăznești, să vii să spui... Vreau roșii! Nu-mi trebuie, mă duc în piață. Da, știu că ești cu coane și nu grădinărești, te cumperi, da. Nu, că mie îmi place să mă ocup cu astea. Și cu laturile astea ce fac acum? Dau pe ceapă. Ceapă, dată cu lapte. Da, ce are? Ia să vezi ce ceapă fac eu aici. Cu asta din pulberizator? Ah. Poate dă viermi la ea și o mănâncă. E, dă viermi, nu dă viermi. Stai să văd că am pierdut aia de la stropitoare. Uite acolo, între roșiile tale, cele multe. Da. Râzi din mine, râzi. Vezi că râd eu la toamnă când mănânc roșioară din grădină așa? Cu poftă și nu-ți dau nimic! Nimic! Nu-mi trebuie! Să ții minții! Vai! Terminat! Și pe ziua de azi! Ăsta o să fie un vlog scurt. Vă convideți, este noapte și ne ducem acasică! Repede, 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 repede! Oameni buni! Dacă vreți să luați în considerare sfatul meu, chiar vă rog, nu ar trebui să întâmple nimic rău, din contră, cei care nu știu, uitați-vă la vlogul cu viticultorul și acolo să vedeți rezultate pe bunii, nu cred că femeia aia momințit nu avea de ce, eu am aplicat, nu urăsc nimic, asta e, dacă se mânează, pun altele, am timp până la iarnă, până la toamnă, tot să prindă și să înflorească. Haideți că v-am pupăcit, noapte bună! Și ne vedem! Pa!